acum o să fie la bordel și la biserică. Păi, hai că zic eu ce face paradis. Dar acum mă interzic eu singur. Eu sunt CNA-ul meu. Cum mă interzic? Îți zic că mă interzic. Așa. Deci, brusc. Bag brusc dintr-un etrusc. Cacă-te și gust. La border am găsit-o pe Linda Gălbejita. Și pula mea a rămas blegita. Ea sugea la ea. N-avea ce sugea. Pula mea era moartă. Era moartă de bea. Era moartă viu. Și nu mai știu. M-am dus la bordel. Am dat 50.000. Nu, 500.000. Să-mi trag o muie, că trebuie. Trecea de ea, n-avea ce trăgea. Pula mea era moartă. Și după aia m-am dus cu fata la inemele. I-am zis, ia uite coaiele, ia uite ce scrie asta aici poezie. E mai tare ca nebunii de pe câmpie. Aia acum. Păi, acum, dacă zic eu ce și cum, ia uite ce scrie popularul ăla, al lui Terente, tâlharul bărților. Îl căuta femeile din înalta societate, erau atât de înalte, dar ăla era pitic, dar avea pula mare. Cred că era un fel de ipotenuză. Era un fel de muză, stătea pe-un bălți. Cred că dădea la pește, mai lua și el cât un taras, mai mânca, dădea solzișorii ăia, mai îngurgita, mai se neca, că intra un os de pește în gât. Și după aia putea la gagici, mai ales că el era învățat cu peștele. Pește. Și pizda miroasea pește. Era tâlharul bărților. Și după s-au obticat ăștia de înaltă societate, gagii la gagici, care avea pulmici. Și a trimis nici jandarmii peste el. Și l-a prins pe Terente. Și n-a știut ce să facă decât să-i taie pula. Din Eminescu n-a rămas la Eminescu, ca la Einstein, din geniu. Ăla n-avea pulă, dar avea creier. I-a luat creierul. Deci, contează organul care îl folosești ca bărbat, știi? Ești riscant ca bărbat. Riști total. Și de aici și bărbat. Mie ce pula mea o să-mi ia. Cred că și pula și creierul. Dar o să râdă tot și să zică, ai pula mică. Că toți crede că am pula mare. De-aia am atâta căutare. Nu, am pula normală. Peste medie. Pula de european e cam la 12-13 cm. Nu zic eu, de adevărat, cam atâta e pula. Vaginul normal are cam 8 cm. Deci oricum îți mai rămâne o parte în pula afară. Pula e mai mare ca vaginul. O spargi pe aia la acolo uterii. Dacă îți bași toată pula. Deci trebuie să știi cum să freci gagica. Că după aia aia urlă că o doare pizda. Alo! Fofolanca! Bă, cu cine să urlești? Acum cu Tăricianu. Tăricianu! Bă, tot model. Vreau și eu insiem. E ocupat și ăsta. Cred că-i fuge una acolo. Băi, și mie nu fuge niciuna acolo. Era una să-mi sugă pula ei.
ți-ai invitat să la mine, pot să vin la tine. Și când i-am zis la fată, n-am de halele, n-am bani, n-am nimic. Fata, bine, atunci mă duc acasă, cu furtuna, fac de panică. Și plângea. Plângea după pula mea. Mi-a s-a dat la pula altele. Să-i sugă pula ca să-i dea niște cipendeiuri.